Cum se simte un fotbalist al Stelei după victorie fața lui Dinamo? Senzațional. Nu sunt multe cuvinte de spus, doar că ne bucurăm că ne-am îndeplinit obiectivul azi la meci, cât ne-am bucurat și suporteri și întreg clubul. Ai revenit titular după câteva partide în care nu ai jucat. Cum te-ai simțit în această seară? Foarte bine m-am simțit. De fiecare dată când am fost sănătos, am jucat bine, m-am simțit foarte bine. Am trecut peste acea perioadă dramatică pentru mine, că mi-a fost destul de greu. Am fost la un pas de deces. Acum sunt foarte bine și mă rog la Dumnezeu să continui pe această treaptă. Cum v-a motivat Daniel înaintea meciului? Ce v-a spus în vestiar? Mister, tot timpul, de fiecare dată, la fiecare antrenament ne motivează, ne încearcă să scoată cei mai buni din noi. La acest meci, din partea dumnealui, din partea staffului, din partea suporterilor, din partea noastră, a trebuit să dăm totul pe teren pentru a câștiga. Nu există, să spun, cuvinte pentru a te motiva cineva, trebuie să te motivezi chiar și singur, chiar și indiferent de circumstanțe, trebuie să fii motivat la așa meci.